Salutare prieteni, eu sunt domnul Dividende și bine ați venit la un nou video. Astăzi vreau să discutăm despre dividendele care vor fi crescute în februarie 2023, dar înainte de a intra în subiect, ca de obicei, vreau să mulțumesc abonaților pentru că ne apropiem cu pași repezi de 10.000. Iar dacă sunteți pentru prima oară pe acest canal, vreau să vă spun că urmăriți un canal de investiții unde documentez toate aventurile mele pe bursa din state. Acolo investesc în companii ce oferă dividende, acestea sunt crescute de la an la an, iar scopul meu final este să creez un cash flow pasiv care să-mi asigure o independență financiară. Vă explicam în clipurile anterioare că vreau să încar clipuri mai des și vreau să scriu articole mai des și a venit timpul să vă povestesc puțin despre cum voi. Umple cel de-al patrulea slot dintr-o lună pentru că voi avea două clipuri cu achiziții, unul cu actualizarea lunară, iar cel de-al patrulea va fi acesta, dividendele care vor fi crescute în luna următoare. Acum nu știu cum sunteți voi, însă mie îmi plac foarte tare articolele de acest gen, de exemplu cum este cel de pe Dividend Diplomats, unde ei povestesc despre câteva creșteri de dividend din lunile următoare. Așadar, m-am gândit să creez și eu un astfel de articol, un articol similar și să mă uit la cele 250 de companii din baza mea de date și să văd cine își mărește dividendul și când. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre cum ale companiile din baza de date, vă recomand acest clip mai vechi unde am povestit mai multe lucruri despre acest aspect. Iar astăzi vreau să vă povestesc despre companiile care își vor crește dividendul în februarie 2023. De ce mă uit la februarie și nu vorbesc despre ianuarie? Ei bine, pentru că până m-am organizat cu chestia asta, au trecut deja cam două săptămâni, astăzi suntem iată în 15 ianuarie la momentul filmării acestui clip. Au trecut ceva ex-dividend dates, nu mai puteți profita între ghilimele de aceste creșteri și astfel vreau să vorbesc despre luna următoare pentru a avea suficient de mult timp să analizați companiile acestea și să decideți dacă vreți să le cumpărați sau nu înainte ca ele să-și anunțe creșterile de dividend. M-am uitat peste cele 250 de companii din baza de date și primele două luni ale anului sunt extrem de aglomerate din acest punct de vedere. Astfel avem aproximativ 22 de companii care ar trebui să-și crească dividendul în ianuarie și 44 care ar trebui să-și îl crească în februarie. V-am lăsat la sfârșitul acestui clip și la sfârșitul acestui articol lista cu toate aceste companii. Creșterile de dividend sunt extrem de importante și așa cum menționam și în ghidul complet legat de Dividend Growth Investing, aceste creșteri pun practic termenul de growth în Dividend Growth Investing, iar dacă dividendele nu sunt crescute, avem orice altceva, dar nu Dividend Growth Investing. Nu o să vreau să lungesc articolul prea tare, nu voi povesti despre toate cele 44 de companii, ci doar vreau să le trec în revistă pe cele care mie mi se par mai cunoscute sau mai populare. Dar, repet, aveți lista completă la finalul acestui clip. Câteva mențiuni înainte de a începe. Dividendele nu sunt garantate, știm acest lucru, iar aceste creșteri de dividend cu atât mai puțin, așadar, există șanse ca acest calendar să nu se respecte în totalitate. Companiile ce au creșteri multiple de dividend într-un an, cum ar fi, nu știu, Realty, Income, VPC-ul, Simon Property Group și așa mai departe, apar o singură dată în luna când își cresc prima oară dividendul. Există companii ce nu au un tipar anume de creștere al dividendului în ultimii ani, mai ales cu COVID-ul, așa că fie am luat luna cea mai frecventă din istoria lor, sau luna cu cea mai recentă creștere în funcție de cât haos am găsit pe acolo. De exemplu, dacă de obicei o companie își crește dividendul în aprilie, iar odată cu venirea cuvântului l-a crescut în iulie și apoi anul următor în octombrie, voi lua ce mai probabil aprilie, dar dacă în istoria sa sau în ultimii 10 ani, să spunem, și-a crescut mereu dividendul în luni complet haotice, am luat luna cea mai recentă de creștere a dividendului. O să vă las totodată pentru toate aceste companii și acel grafic de care v-am mai povestit, Dividend Yield Charts, dar cu mențiunea că nu ar trebui să luați acest grafic drept recomandare de achiziție sau vânzare, el reprezintă în cel mai bun caz doar un punct de plecare în evaluarea companiilor. Trebuie să vă faceți temele, trebuie să vă faceți propria muncă de cercetare, repet, nu luați acele grafice drept recomandare de achiziție sau vânzare. Eu nu sper să vă placă acest articol și tipul acesta de, de articol și haideți să începem. Prima companie este Air Products and Chemicals sticker APD, un furnizor de gaze folosit în scop industrial. Ei totodată comercializează și tot felul de echipamente și servicii conexe și au mărit dividendul pentru 40 de ani consecutivi, au un randament de aproximativ 2,1% și o rată de creștere a dividendului în ultimii 3 ani de 11,6%. Acest grafic, din nou, este alcătuit pe baza metodei descrise în cartea Dividends Don't Lie al lui Geraldine Weiss, probabil unul dintre cei mai buni investitori de care nu ați auzit. Eu mă uit la tot istoricul de dividende din 1995 și până în prezent și apoi pun pe acest grafic doar ultimii 7 ani pentru că nu vreau să-l încarc foarte tare. Dacă ne uităm strict pe acest grafic, în momentul de față, APD-ul pare să fie destul de scumpă, pare că am avut un moment mai bun undeva la începutul sau jumătatea lui 2022, dar în momentul de față este cam scumpă. Haideți să fac și aceste grafice puțin mai mari. Următoarea companie este Best Buy, ticker BBY, o companie ce vinde tot felul de electronice și electrocasnice și au mărit dividendul pentru 19 ani, au un randament de 4,1% și un DGR de 19,6% în ultimii 3 ani, extraordinar de bun. Lucrurile arată bine din acest punct de vedere, dar observăm că de mai bine de un an cei de la Best Buy, cel puțin conform acestui grafic, sunt într-o zonă foarte bună de preț. Eu nu aș analiza mai atent ce se întâmplă pe acolo. Am un randament mult prea mare și o rată de creștere mult prea mare, adică parcă totul sună prea frumos ca să fie adevărat, așadar analizați cu atenție ce se întâmplă acolo și ce anume vede piața de o evaluează atât de jos și nu vedem noi, cel puțin la prima vedere. Continuăm cu Cisco Systems, ticker CSCO și au mărit dividendul pentru 12 ani, au un randament de 3,1% și un DGR3 de 3%, așadar nu senzațional de mare această rată de creștere. Ei în acest moment nu par nici prea scump, nici prea ieftin, dar eu unul o prefer la un preț ceva mai mic, deoarece această rată de creștere a dividendului este destul de anemică, doar 3% în ultimii 3 ani. Următoarea companie este Digital Realty Trust, ticker DLR, un raid despre care am tot vorbit în ultima vreme, și-au mărit dividendul pentru 17 ani consecutivi, au un randament de 4,6% și un DGR3 de 4,3% pe an în momentul de față par să fie cel puțin conform acestui grafic într-o zonă de preț destul de bună și observăm cât de rar au atins în ultimii șapte ani această zonă undeva la începutul lui 2016 a fost ultima oară, deci o singură dată în ultimii șapte ani, așadar analizați cu atenție Digital Realty, vedeți dacă merită sau nu, dar cel puțin conform acestui grafic par să fie într-o zonă bună de preț. Continuăm cu Domino's Pizza, ticker DPZ și au mărit dividendul pentru 10 ani consecutivi. Au un randament foarte mic, 1,3% doar, dar au o foarte mare de creștere, 19,2%. Iată cum arată graficul lor. Par să fie și ei într-o zonă de preț destul de bună și parcă se cam învârt în zona aceasta de aproape un an de zile analizați cu atenție, vedeți ce și cum, dar par să fie într-o zonă de preț destul de atractivă în clipa de față. Următoarea companie este Essex Property Trust, ticker SS, un alt REIT despre care v-am vorbit în articolul trecut. Și-a mărit dividendul pentru 27 de ani consecutiv, un record destul de bun, mai ales pentru un REIT. Am un randament de 4% și un DGR3 de, de 4,1%. Și ei par să fie într-o zonă destul de bună de preț. Observăm că au mai fost în această zonă undeva la jumătatea lui 2020 și de atunci nu prea au depășit această linie verde punctată, așadar pare să fie un moment bun de achiziționat SS. Continuăm cu Genuine Parts Company, ticker GPC, o companie care pare banală la prima vedere, ei comercializează piese de schimb pentru autoturisme și diverse utilaje, așadar nimic revoluționar nu trimite rachete pe lună. Și-au mărit dividendul pentru, atenție, 66 de ani consecutivi, a un randament de 2,1% și o rată de creștere a dividendului în ultimii trei ani de 5,2%. Dar, în contextul macroeconomic din ultima vreme, ei sunt destul de scumpi. Observați că pentru prima oară în ultimii 7 ani au ieșit din această zonă, din aceste limite de, de dividend și sunt destul de scumpi. Nu este neapărat ceva surprinzător, dar cu siguranță nu m-aș atinge de această companie, cel puțin personal. La, la, acest preț. Următoarea companie este Home Depot, ticker HD și au mărit dividendul pentru 13 ani consecutivi, au un randament de 2,3% în clipa de față și o rată de creștere de 11,8% în ultimii 3 ani. Par să nu fie nici prea scump, dar nici prea ieftin. Am avut momente ceva mai bune de achiziție, mai ales la jumătatea sau spre finalul lui 2022. Poate merită să avem ceva răbdare și în acest caz, dar din nou analizați cu atenție. Următoarea companie este Intercontinental Exchange, Ticker Ice, o altă companie despre care am vorbit în articolul trecut și a mărit dividendul pentru 10 ani consecutivi, au un randament mic de doar 1,4%, dar o rată de creștere destul de bună, 11,2%. Ei par să fie mai mereu într-o zonă de preț atractivă, așadar mare atenție și analizați ce și cum. Continuăm cu Coca-Cola, ticker KO și au mărit dividendul pentru 60 de ani consecutivi, au un randament al dividendului de 2,9%, dar o rată de creștere foarte mică, doar 2,5% în ultimii 3 ani. În clipa de față, da, este o companie solidă, dar eu sincer la rata aceasta de creștere anemică nu m-aș atinge de Coca-Cola, aș vrea să-i văd coborând sub această linie verde punctată. Următoarea companie este L3 Harris Technologies, ticker LHX, o companie din domeniul apărării ce și-a mărit dividendul pentru 21 de ani consecutivi, are un randament de 2,3% și un dividend growth rate în ultimii 3 ani de 21,4%, o rată monstruos de mare și iată, pare că în ultimul timp au ajuns sau tind să ajungă în această zonă ceva mai bună de preț și poate merită monitorizată cu atenție. Avem apoi 3M Company, ticker MMM, o companie solidă de la care nu prea trece printr-o perioadă foarte bună și au mărit dividendul pentru 64 de ani consecutivi, au un randament de 4,6% destul de mare, dar și îl cresc doar cu 2,9% în ultimii 3 ani. Asta este și motivul principal pentru care eu nu l-am vândut acum câteva luni. Observăm, dacă ne uităm la acest grafic, că de prin 2020 încolo, 3M nu a trecut neapărat într o perioadă foarte bună și s-ar părea că nici perioada următoare nu se anunță prea bună, iar creșterile din ultimii ani sunt cel puțin anemice. Așadar, rămâne de văzut ce se va întâmpla cu ei, dar eu în clipa de față am ales să ies din această poziție. Următoarea companie este Prudential Financial Ticker PRU, o companie din domeniul asigurărilor. Am un record de 14 ani de creștere a dividendului, un randament destul de bun, 4,8% și o rată de creștere destul de bună la acest randament, 8,5% în ultimii 3 ani. Se află și ei într-o zonă atractivă de preț. Observăm că de prin 2020, poate chiar mai devreme, au tot stat în zona aceasta, așa, dar analizați cu atenție ce și cum dar așa stau lucrurile în clipa de față pentru Prudential. Continuăm cu Sherwin Williams, company ticker CHW, o companie ce vinde tot felul de vopseluri și au mărit dividendul pentru 44 de ani consecutiv, un record incredibil. Randamentul însă este foarte mic, doar 1%, dar rata de creștere este monstruos de mare, 24% în ultimii 3 ani. Au fost la un preț destul de mare în 2021, dar au revenit la valori ceva mai normale și în clipa de față s-ar părea că sunt mai degrabă ieftin decât scump, dar din nou sunt cumva între, între aceste zone, așadar analizați cu atenție ce și cum. Urmează una din companiile mele preferate și anume Tiro, Price Sticker, Trow și au mărit dividendul pentru 36 de ani consecutivi, au un randament de 4,1% și o rată de creștere de 15,6%, iar lucru care mie îmi place cel mai tare la Tiro Price este că ei nu au datorii în clipa de față. Evident, asta nu face automat o investiție bună, dar Trebuie să fii un tip special de idiot ca să falimentezi o companie de acest gen. Observăm că undeva cam de prin a doua jumătate a lui 2022 ei se află sub această linie verde solidă și practic, cel puțin conform acestui grafic se află într-o zonă foarte atractivă de preț. Avem apoi United Parcel, Service, ticker UPS și-a mărit dividendul pentru 13 ani, au un randament de 3,3% și un dividend growth rate de 16,6% în ultimii 3 ani. Iarăși ceva foarte interesant, observăm cum UPS-ul era destul de scumpă, dar apoi a venit acea creștere monstruoasă de aproape 50% a dividendului și lucrurile au intrat cumva pe un alt iar în clipa de față s-ar părea că sunt relativ subevaluați, cel puțin strict conform acestui grafic. Penultima companie despre care vom vorbi este Waste Management, ticker o altă companie banală, între ghilimele, ce oferă, așa cum sugerează și numele, servicii de gestionare a gunoiului. Exact, nimic, nimic complicat. Și-a mărit dividendul pentru 20 de ani consecutivi, a un randament de 1,7% și o rată de creștere în ultimii 3 ani de 7,3%. Mărturisesc că monitorizez această companie, cred că de minim 2 ani de zile, dar niciodată n-am putut să mă ating de ea pentru că observați cât de scumpă a fost în tot acest timp și a devenit din ce în ce mai scumpă n-am cum să mă ating, cel puțin eu, de, de ea la acest preț. Aștept o ocazie mai bună, pare că ultima a fost undeva prin 2016, așadar. Sper să nu mai aștept încă 7 ani, dar este o companie destul de interesantă, din punctul meu de vedere este destul de scumpă în acest moment. Iar ultima companie despre care vom vorbi în acest articol este Walmart Ticker WMT. Cred că nu mai are nevoie de nicio prezentare, este un retailer uriaș. Am avut o experiență interesantă, am fost într-un Walmart acum aproximativ un an de zile, posibil ca de aici să fi luat COVID, pentru că am avut COVID acum aproximativ un an de zile. Este o faună extraordinar de interesantă și diversă în Walmart-uri. Eu am fost într-unul care am înțeles că ar fi ceva mai spălat undeva prin nordul Statelor Unite, aproape de granița cu Canada. Am înțeles că Walmart-urile alea din sud sunt alea bune, unde poți să să-ți cumpere arme direct. E absolut fascinant ce se întâmplă într-un Walmart. Ei și-au mărit dividendul pentru 48 de ani consecutive, așadar avem probabil un viitor dividend king aici. Au un randament însă mic, doar 1,5%, iar rata de creștere a dividendului este de neacceptat din punctul meu de vedere, doar 1,9%, mai ales la un randament atât de mic. Așadar, eu nu, nu am cum să cumpăr Walmart în această zonă de preț, pentru că rata de creștere a dividendului este anemică, să spun în cel mai bun caz. Iar mai jos, iată care este lista completă cu creștere de dividend din ianuarie și din februarie. Repet, avem o grămadă de companii, vedem în ce măsură se respectă acest calendar. Avem și în ianuarie câteva companii interesante, ADM-ul, BlackRock. Church and Dwight, Comcast, Chevron, uh, Anthem, acum să numesc scalevens dacă nu mă înșel, Fastenal, Intel, nu cred că Intel își va mări dividendul, cred că în cel mai bun caz îl vor menține la fel. S-ar putea să l și taie, dar nu cred că îl vor mări, aș fi sincer șocat dacă îl vor mări în acest an. Kimberly Clark, Polaris, S&P, compania pe care o tot cumpără Carlson și de care probabil veți auzi din ce în ce mai mult în următoarea perioadă, Tractor Supply și așa mai departe, o grămadă de companii și în ianuarie. Până acum a fost anunțată o singură creștere de dividend, iată mai avem doar o, o jumătate de lună, așadar urmează să intrăm într-o perioadă extraordinar de aglomerată din acest punct de vedere, cel puțin următoarele, nu știu, 5-6 săptămâni vor fi pline, pline, pline de creșteri de dividend. Haideți să ne uităm și cum arată portofoliul public. Destul de puține nuanțe de roșu, din fericire sau din păcate, nu știu, luați-o cum vreți. Iată că și Intel a trecut de acest prag de 30 de dolari. Rămâne de văzut cât timp va rămâne acolo, în aproximativ 10 zile, cred. Vor raporta rezultatele financiare pentru întreg anul 2022, așadar rămâne de văzut dacă vor scădea foarte mult sau vor crește foarte mult. Dar, în general, lucrurile arată bine. Am ajuns la un profit de aproape 8000 de dolari, că tot mă plângeam în articolul trecut că nu mai sunt la acel prag, iată că am ajuns din nou, ce bine, sunt super fericit, da, nu, nu îmi pasă absolut deloc de acea celulă, aceasta deci este cea care mă interesează cu adevărat, am ajuns la 2378 de dolari, dividende anuale nete. Săptămâna viitoare vom avea o altă rundă de achiziții, așadar rămâneți pe frecvență și rămâneți să ne auzim atunci. Nu uitați, bursa este locul unde banii se transferă de la cei ce tranzacționează activ la cei ce tranzacționează cu răbdare. Pe data viitoare!